Ștefan, bine ai venit la Ripensa. Bine, v-am găsit, sunt fericit că am primit șansa la un club de Liga a doua. Înseamnă mult pentru mine și vreau să mulțumesc conducerii, colegilor că m-au primit foarte frumos și staff-ului că îmi dă încredere. Sper să mă ridic la așteptări. Astăzi ați avut o partidă dificilă până acum. Iată, suntem deja după o oră de joc cu CSM Reșița, amicalul cu CSM Reșița, iar scorul este în continuare 0-0, iar tu ai jucat în primele 50 de minute și aș putea spune că ai avut și treabă. Da, Reșița e o echipă bună la nivelul Ligii a treia, care atacă promovarea an de an. Anul ăsta forțează mai mult și, într-adevăr, au prestat un joc bun. Consider că noi n-am fost chiar la nivel maxim. Ai mai jucat împotriva lor? Da, am jucat anul trecut la Liga 3 împotriva lor, o echipă bună, dar care s-a chinuit cu noi. Consider că ne-am făcut treaba anul trecut la Liga 3. Urmează acum pentru Ripensa startul în ediția 2018-2019 a Ligii Secunde. Prima partidă este una dintre cele mai dificile deplasări, cel puțin prin prisma distanței. Va fi la Dacia, prima partidă va fi cu Dacia Unirea Brăila. Crezi că vei debuta în Liga Secundă? Ai speranțe? Da, sper că voi primi șansa să joc și dacă voi intra, sper să mă ridic la nivelul competiției, să am o prestație cât mai bună, să rămân în poartă cât mai multe meciuri și colectiv sper să avem o performanță foarte bună anul ăsta. De ce nu, poate chiar să atacăm promovarea. Îți mulțumim frumos, îți dorim multă baftă. Mulțumesc frumos.